Adi, prinde! Adi, ești bine? Da, dar unde sunt ochelarii mei? Adi, s-au zis cu ochelarii tăi! Băieții, nu cred că voi înțelegeți, eu nu văd nimic fără ei! Ei, hai, Adi, cu siguranță vezi și fără ei! Valeriu, cred că nu înțelegi, fără ochelari văd totul blurat, eu nu înțeleg ce se întâmplă în jurul meu! Ei, Adi, eu sunt Silviu, nu sunt Valeriu! Da, Valeriu! Ei, sunt eu, Eugen, uite-l pe Valeriu! Tu, Valeriu! După cum am spus, nu văd nimic! Nu-ți fă grijă, Adi, îți vom comanda alți ochelari, iar până vor veni, vom avea noi grijă de tine ca niște adevărați prieteni! Da, și vor fi mai frumoși, vor fi de soare! Vei arăta mai cool! Mulțumesc, mulțumesc, niște prieteni de adevărat, veniți să vă îmbrățișez! Băieți, asta va fi mai dificil decât credeam! Da, poate chemam un doctor. Adi, stai liniștit! Doctorul va veni din clipă în clipă ca să-ți facă un control, ca să vedem ce ochelari trebuie să-ți cumpărăm. Bine, mulțumesc, băieți! Ei, Adi, dar până atunci am eu ceva care te va ajuta. Noi, în Mexic, folosim pachete de ceai pe ochi pentru a ajuta la revenirea vederii. Ia ține așa? Și apropo, mâncăm foarte mulți morcovi. Morcovii ajută la îmbunătățirea ochilor. Cumplăm morcovii, da, e mâncare. Ține, cască gura! A, trebuia unul mai mare. Sunt foarte buni. Silviu, voi chiar folosiți asta în Mexic? Nu, Valeriu, dar am văzut pe TikTok în videouri. La sigur funcționează. Bună ziua, unde este Paci? Doamne ferește, dar ce faceți aici? Puneți pachetele de ceai pacientului? Asta este foarte periculos, băieți. Unde ați văzut așa remedii naturaliste, în ghilimele? La bunica pe TikTok? Unde? Nu, desigur. Ok, acum vom face un control al ochilor să vedem dioptria necesară. Așa, să o luăm lejer. Ce literă este asta? Ce? Ok, hai să mai încercăm o dată. Aceasta ce literă este? B! Nici primul rând nu-l vezi. Domnule doctor, eu cred că nici pe dumneavoastră nu vă vede. Ba nu, ăla e O! Valeriu, unde se uită Adi? Da, grav de tot. Așa, Adi, spune-mi, te rog, ce vezi aici? O pată neagră. Mm-hmm. Așa, e bine, culorile deci le vezi bine. Dar spune-mi mai exact, ce vezi anume aici? Creierul lui Valeriu, da, știu. Așa, deci e clar, Adi, te rog să deschizi larg ochii. Așa. E destul de grav, Adi. Fără ochelari nu vei putea vedea nimic. Vă mulțumesc, domnule doctor, că spuneți ceva ce deja știu! Valeriu, oare Adi când doarme nu vede nici în vis? La cum arată, sigur nu se vede nici în oglindă! Valeriu, eu nu am văz, nu auz! Și să nu aducem în discuție ce spuneai tu prin vis despre Andreea Bosănică! Așa, fișa medicală este gata, voi da comanda de ochelari și în decurs de o zi, două, mâine sau pe mâine vor ajunge ochelari. Ce, o zi, două? Și eu până atunci cum văd? Păi aveți trei prieteni super de treabă care la sigur vor dori să te ajute. Da, de nu-ți fă griji, noi vom avea grijă de tine. Totul e din vina ta, Valeriu, tu și ideile tale, cu loviturile tale mai lovit, acum nu vei putea vedea. De fapt, meriți un băbârnac de la mine, vino aici. Da, 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 uite, da, da. Aici ești, da? Stai, vino, nu văd capul. Sunt chiar aici, acesta e capul meu. Da. Au, 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 cât de dureros este. Adi, propun să-i dai și un șut în fund. Ai dreptate, Eugen. Da, Valeriu, ar trebui să-ți dau un șut în fund. Dar nu de asta, dar chiar puternic ca la Ronaldo, da? Deci, așa. Da, Adi, dar dacă tot îmi dai, să-mi dai tare de tot, bine? Ok, ține, bine? 3, 2, 1 și... Nu, așa, ok, așa, da? Așa, da, 3, da, 2, 1 de, și... Ok, Adi, medicul a spus că ai nevoie de odihnă, așa că hai în dormitor să te întinzi și să te relaxezi. Da, băieți, mulțumesc mult! Tu odihnește-te, iar dacă vei avea nevoie de ajutor, poți suna oricând din acest clopoțel și noi vom veni să te ajutăm. Ok, tare! Ok, mersi, băieți, chiar sunteți niște prieteni adevărați! Băieți, fiți atenți, eu zic să facem un challenge din toată această treabă, să vedem cine e cel mai bun prieten al lui Adi. Da, atunci când Adi își va reveni, îl vom întreba cine este cel mai bun prieten al lui și cine va spune el, acela va câștiga. Super! Am un asemenea noroc de fapt că am așa niște prieteni buni. Dacă stau să mă gândesc, situația asta nu e atât de rea. Hai să ne gândim logic. Avem nevoie de o pauză de la toată munca asta grea pentru a face episoade pentru voi, prieteni. Doar imaginați-vă, noi filmăm 24/7 în ultimul timp ca voi să aveți cele mai tare episoade. Și nu dorim nimic în schimb decât fericirea voastră când priviți videourile noastre. Iar asta o puteți arăta apăsând pe butonul de like. Deci chiar acum, dacă vă plac episoadele noastre și vreți să continuăm să facem super video pentru voi, apăsați pe butonul de like. Iar acum, băieții mei au dat un clopoțel. Hai să vedem cum funcționează.
Ei, Adi, m-ai chemat? Nu, Silviu, doar am vrut să testez acest clopoțel. Fii atent, ți-am adus niște lucruri care o să-ți facă plăcere. Ok, ce mi-ai adus? Așa. Uite, aici am niște flori pentru tine care, dacă ai să le miroși, o să-ți aduc aminte de natură. Așa. Ți-am adus un Happy Meal. Ține, Adi. E combi... și suc! E combinația mea preferată. Oh. Și e burgerul! Uite, Adi, ți-am mai adus o jucărie antistres în caz că ești stresat și asta te relaxează. Ține, sau mai târziu. Ok, mersi de jucărie antistres. O, nu în gură. Mulțumesc mult, Silviu. Cu drag, Adi. Așa că asta fac doar prietenii adevărați? Adică cei mai buni prieteni? Da. Și eu sunt cel mai bun prieten? Da, desigur. Bine, atunci te las să te odihnești. Pa, okay. Adi. Adi, ce mai faci? Și de ce ai niște flori lângă tine? Salut, Valeriu! Silviu mi-a adus florile și mâncarea și o jucărie antistres. Uite aici. Fii atent, ți-am adus ceva care cu siguranță te va relaxa. Am găsit cel mai scump scaun balansoar de pe piață. Îți va plăcea extrem de mult. Vreau să-l încerc. Unde e? Să te ajut, da? Da. E în partea asta. Ok. Atent. Așa, piciorul. Te-ai lovit cumva? Da. Hai, Valeriu, leagă-ne, mă. Așa, acum te poți balansa. Iată de... gata, amețesc. Adi, atunci te voi da un pic mai încet pentru ca să te simți ca într-un leagăn. Și pentru relaxarea maximă ți-am mai luat și asta. Ce mi-ai adus, mâncare? Nu, căști cu izolarea sunetului de fundal, în care poți să-ți pui muzica ta preferată sau, cum îmi place mie înainte de sun, sunete de cimpanzei africani în perioada de împerechere. Așa te vei relaxa și nu vei auzi niciun zgomot. Super, Valeriu, ești un prieten bun. Nu sunt un prieten bun, sunt cel mai bun prieten. Apropo, Valeriu, poți să-mi dai mâncarea? Ok. Ține mâncarea și ține jucărie de relaxare. Mersi. Eu revin în curând. Așa. Adi, fii atent că... Adi! Mi s-a părut că mă auzi ceva. Cred că doar mi s-a părut. Adi! Doamne, Eugen, ce face? De ce face asta? M-ai speriat! Te stric de mult, dar tu nu auzi! Asta e din cauza căștilor pe care mi le-a dat Valeriu. Sunt cu anularea zgomotului de fond. Și de ce stai într-un scaun pentru bătrâni? Păi tot Valeriu mi l-a adus ca să mă pot egăna, să mă pot relaxa. E super tare! Păi asta e foarte periculos. Nu doar că nu vezi, dar nici nu auzi cu căștile astea. Și scaunul ăsta se poate da prea tare și tu să cazi de pe el lovindu-te. Valeriu nici nu se gândește la siguranța ta. Ai dreptate, Eugen. Dar ce bine că sunt eu aici. Hai să-ți arăt cum să te relaxezi. Da, hai. Adi, ți-am adus măști pentru față ca să-ți îngrijești tenul. Iar atunci când o să-ți vină ochelarii și o să te uiți în oglindă, nici nu te vei recunoaște la cât de bine o să arăți. Da, Eugen, dar chestiile astea sunt mai mult pentru fete, știi, și tu nu știu ce să zic. Am înțeles că Andrei îi place această mască cu miere de albine. Da, unde, aici, așa, asta e mea. Da, hai să facem măscuță. A few moments later. Da, și ții minte când am ajutat să duci chestiile alea grele. Așa procedează un prieten bun. Aș spune cel mai bun prieten. Da, ai dreptate, Eugen. Eu merg să-ți pregătesc un ceai, iar când voi reveni o să-ți reamintesc cum te-am ajutat atunci când ai început canalul de YouTube. Ok, dar Eugen, erau niște cartofi pe aici, nu le vezi? Nu știu. Cel mai bun prieten, da? Manipulez persoanele, da, Eugen. Hai, lăsați-mă, de parcă voi nu faceți la fel. Mâncare de la Mac, căști cu anularea sunetului de fundal. Știți, oricum eu voi fi numit cel mai bun prieten al lui Adi. Da, tu. Eu voi câștiga acest concurs. Voi îl știți pe Adi de 3 luni, iar eu îl știu de 3 ani. Așa că eu voi fi numit cel mai bun prieten. Nu, Eugen, eu am să fiu... Deci tot a fost doar pentru un concurs amărât. Ei n-au vrut să mă ajute. Ei pur și simplu au făcut asta pentru ele. Ce e cu noi? Ne certăm de la un challenge amărât în loc să ne ajutăm din suflet, prietenul. Ai dreptate. Cred că am întrecut măsura un pic.
Haideți, trebuie să-i facem această zi lui Adi mult mai ușoară. Deci inspectăm bucătăria și sufrageria și punem în aceste cutii tot ce credem că ar fi periculos pentru Adi. Bine, aceste lumânări să nu creadă că e vreun iaurt ceva. Nu, floarea o lăsăm aici. Un lucru foarte periculos pentru Adi este atunci când frigiderul este gol. Să vedem dacă este gol, să luăm de aici. Așa? Nu, frigiderul este plin, îl lăsăm aici. Deci căutăm altceva. Așa, un cuțit, un pahar, un bloc. Așa. Hai să vedem ce avem aici. Morcovii lui Silviu. Adi și așa mănâncă prea mult. O telecomandă, dacă se așează pe ea și pornește televizorul și se sperie. Nu vreau ca Adi să se sperie. Așa, farfeca este foarte ascuțită. Hai să vedem ce mai găsim. Acum trebuie să scăpăm de toate colțurile tari și ascuțite ca Adi să nu se lovească. Iar pentru a face acest lucru cât mai bine, Valeriu, tu vei fi testul nostru, adică vei fi Adi. Stai un pic, așa. Așa e mai veridic. Da. Tu vei merge cu această mască pe ochi, iar noi vom vedea care sunt zonele cu risc mare de accidentare. Hai, Valeriu, pleacă. Ai văzut? Aici trebuie depus o pernă. Ei, Valeriu, sunt eu. Scuze, Eugen. Așa, acum hai un test. Stai, așa. E moale. Aici. Masa are 4 colțuri, de aceea o să pun peste tot pelicula. Așa. Da, așa e mai bine. Băieți, unde sunteți? Aici trebuie. Am lovit extrem de tare, știi ceva, Eugen? De acum înainte tu vei fi Adi. Hei, Valeriu, ce faci? Nu mai vreau să fiu Adi, este foarte dureros. Ok, hai să începem. Băieți, ce-s cu toate scaunele astea? Eugen, atent. Da, Eugen, fii mai atent, te rog mult. Pe aici. Gata, nu! Băieți, eu cred că trebuie să scoatem toate scaunele din casă! Bine, Eugen, le scoatem pe toate până atunci mai caută locuri riscante! Hei, băieți, unde sunteți? Băieți, cine a pus scaunele astea aici? De fapt, dacă băieții vor să facă un challenge cu mine, zic să le întorc moneda. Am o idee. Așa, unde era clopoțelul? Uite. Da, Adi! Eugen, știi, îmi e sete. Vreau un pahar cu Sprite. Da, facem, imediat! Ok. Silviu, știi? Pierna asta e cam tare. Mi-e încurcă la spate. Circulația sângelui, înțelegi? Am înțeles. Nu pot reveni. Ceva mai moale, da? Mă ocup eu. Ok. Iar tu, Valeriu, nu crezi că e cam prea cald aici? Da, ai dreptate, Adi. Rezolv imediat. Uh-huh. Adi, ține paharul. Ok. De fapt, iau gel. Nu mai vreau spray. Vreau... Ce vrei? Vreau cola. Da, adu-mi un cola. Imediat. Mersi. Ține, Adi! Uite, e moale ca... Aha, da. Ha? E prea moale, Silviu! Nu e bună! Alta! Am înțeles! Așa, Adi! Am adus ventilatorul! Uh-huh. Așa, stai un pic! Așa... acum sigur îți va fi mai bine! Nu va fi mai bine! E prea frig! O să răcesc, ce-i cu tine? O să mă îmbolnăvesc mai tare! Bine. Acum e frig! Să revin imediat! Aș putea să mă obișnuiesc cu asta! Adi, fii atent! Ai aici și Pepsi, și Sprite, și Fanta, și toate băuturile! Mersi, Eugen! Iar eu ți-am adus toate pernele de toate formele, mărimile și tăriile! Iar eu ți-am adus un cămin electric și un ventilator! Stai, de unde naiba ai toate lucrurile astea? Ba, scaun, balansor, ba, calorifer electric... Ventilator, de unde? Păi cunosc pe cineva care cunoaște pe cineva care cunoaște pe altcineva. În fine, l-am găsit în depozitul studioului. Găsește orice vrei acolo. Chiar și o cameră din 1900? Da. Băieți, știți, mă cam doresc spatele de la patul ăsta. Am stat toată ziua în dormitor. Vreau o sufragerie. Acolo e mai moale, este TV, mai ascult ceva. Vă mai aud pe voi cum vorbiți, deci vreau o sufragerie. Desigur, Adi, am ceva care te-ar ajuta să te deplasezi. Valeriu? Da! A scos ceva? Da! O undiță? Un băț! Pentru nevăzători! Și de ce avem atâtea lucruri în depozit? Trebuie să am o discuție serioasă cu echipa Orange Blue!
Ei, Adi! Adi, noi suntem aici! A, păi ce nu spuneți așa? Unde-i mâncarea aia întârzi atâta? Uite aici, Adi, pizza ta! Oh, e caldă! Eugen, rupe-mi o bucată! Desigur! Nu mi-a spălat mâinile! Oh, oh, Adi, am aici șervețele! Am aici șervețele, da! Ține, trebuie să te șterg, Adi! Așa? Așa, gata, acum mâinile sunt curate! Mulțumesc mult! Așa, acum se poate de continuat. Hai, stai un pic. Înainte de asta, eu stau cu fața la fereastră sau cu spatele la fereastră? Cu spatele. Nu e bine așa, vreau să stau cu fața la fereastră. Să vă priveliștea, să vă simt ca la un restaurant, știi și tu. Așa e mult mai bine. Da. Masa e în spatele meu? Da. Băieți, la masă! Ha? Hai, Adi, încetişor. Așa, vii după mine. După Eugen. Așa. După Eugen. Așa. Așa, așa, și iei loc aici. Ok, acum sunt la masă, da? Da! Ok, și în față... Aici e mâncarea. Apropo, ce se vede pe fereastră? Cerul, copacii, păsările care ciripesc, casa vecinului și... și vecinul care merge în chiloți. Nu-mi place atunci priveliștea, schimbați-mă înapoi! Hai, Adi, ridică-te! Înapoi! Așa. Băieți, cine stă în fața mea? Silviu? Valeriu, du-te tu în locul lui Silviu. De ce? Pentru că se uită foarte straniu la mine când mănânc. Nu înțeleg la ce te referi. Acum înțeleg. A fost delicios, doar că acum e un pic somn. Plec să dorm. Asta e atât de obositor. Da, aș vrea și eu să fiu în locul lui. Ei, Valeriu, cum vorbești? Trebuie să-l ajutăm pe Adi. Știi, chiar am impresia că el face tot. Asta e intenționat. Valeriu, Adi nu vede și nu vede din cauza ta. Acum taci și bucură-te de liniște cât el doarme. Știi, cred că aveți dreptate, băieți. Mă duc să mă ocup cu chestiile mele personale. Așa, doarme dus. Salutare, prieteni! Orange Blue deschide studioul de fotosesii! Deci, dacă vrei să faci poze cu Adi, chiar la el acasă, atunci răspunde la acest story și discutăm acolo prețurile! Mama, cât de greu este! La 3! 1, 2, 3! E bine! Silviu, aștepți pe cineva? Nu! Salut! Cred că ai greșit casa! Ba nu, eu am venit la Valeriu! Cred că Valeriu face babysitting acum! Îl găsești la etajul 2! Mulțumesc! Ciudat. Deci există niște reguli. Nu îl atingi pe Adi și nu faci niciun sunet. Ai înțeles? Da. Fii cu mințel, da? Așa, așa. E perfect, e perfect. Bravo, bravo. Încă una, încă una. Perfect. Uite cum arată. Wow, sunt super tare. Ai, ți-am spus să nu faci călăcie. Pleacă mai repede de aici. Stai un pic, de ce nu super... Valeriu? Da, Adi? De ce nu sunt pe pat, de ce sunt pe fotoliu și de ce am ochelarii ăștia? Te-am pus pe fotoliu pentru ca să circule sângele mai bine, da, să fii mai sănătos! Ok, da, mersi, Valeriu, ești un prieten foarte bun! Poate vrei să ieșim la o plimbare! Ar fi super tare, mă duci tu? Da! Atunci eu plec să-ți aduc geaca și încălțămintea! Ok, bine, te aștept! Băieți, ce faceți? Întrebarea e ce faci tu? Eu doar îi aminteam lui Adi cum este să întâlnești un fan. Adi nu poate să plece la niciunul, așa că am adus un fan la el. Și plus la asta și fanul și Adi s-au simțit de extraordinar, nu-i așa? Da. Ceva nu miroase bine. Pui la cale ceva. Eu? Nu, doar îmi ajut prietenul. Acum scuzați-mă, am un pic de treabă. Valeriu, ești sigur că este geaca mea? Nu seamănă la textură. Sigur că este geaca ta! Și apropo, ține și acest semn! Uite așa, este mult mai bine! Bucata de carton? Da, pe ea scrie, atenție, nu văd! Am înțeles, da, că să cunoască oamenii. Mersi, Valeriu, da, ești exact. Un adevărat prieten, da. Am plecat, Adi! Okay, haideam!
Salut, băieți! Și asta se numește vreau să-l scot pe Adi la plimbare? Băieți, ce se întâmplă? Nimic, Adi, doar că afară este o vreme rea. Trebuie să mergi cu mine. Mai bine stăm în casă. Am să-ți arăt ceva, am să-ți dau ceva. Hai! Ok! Bine, eu plec! Ai nebunit să-l pui să-i dea oamenii bani? O să te îmbrac pe tine în cerșător și o să te pun să strângi bani! Scuze, doar că azi toată ziua a primit beneficii și ajutor din partea noastră și cred că își face deja de cap! Asta fac prietenii când au nevoie de ajutor! Se sprijină și se ajută între ei! Dar nu se îmbracă în cerșător și se trimite în stradă cu o pancardă pe care scrie ajutor, donați bani, nu văd! Ai dreptate, Eugen, nu o să mai fac asta! Sună la ușă, băieți! Eugen, Silviu, Valeriu! A, la naiba unde sunt băieții? O să merg eu singur. Ce bine că știu casa asta ca în palmă deja. Da, vin chiar acum. Bună ziua. Bună ziua. Lentilele pentru Vadiursul. Lentile? Stai, ce fel de lentile? Domnul medic a transmis aceste lentile pentru a putea vedea până ajung ochelarii dumneavoastră. Vă mulțumesc super mult! O seară frumoasă! O seară bună! Mamă, văd! Și e atât de straniu că mă pot vedea fără ochelari, deci e atât de tare! Merg să le spun la băieți chiar acum! Încă nu i-am iertat pentru ce mi-au făcut ei, însă mai am o ultimă idee. Băieți! S-a întâmplat ceva? M-am plictisit să stau toată ziua în casă. Vreau să simt briza vântului, știți și voi, să simt razele soarelui, să aud păsărelele care ciripesc. Păi afară e cam furtună, nu cred că putem ieși acum. Băieți, am eu o idee, veniți cu mine. Ok. Hai băieți, odată, nu înțeleg de ce v-ați pus să stau atât în picioare. Pentru că îți vom aduce plaja la tine dacă tu nu poți merge la ea acum. Hai, merge înainte. Se simte ca nisipul. Da, da, fii atent, ai și petricele. Unde și spoi. Unde? În față, doar că ai grijă să nu te rănești. Ah, da, se simt ca petricelele. Ah, doar un pic. Hai la porumb, la porumb, la porumb fier. Vreau porumb. Băi, te vrei porumb? Da. Ține, am glumit, ține. Așa. Hai, porumb, porumb, nu-i scump, nu-i scump. E foarte delicios, mă simt chiar ca la plajă. Adi, iar acum e timpul pentru un pic de surf. Așa. Atent, atent. Așa, un picior. Mă, e o placă de surf. Da, da. Wow, wow. Wow, wow, cât de tare e. Stai, iar acum o să simulăm o briză de vânt. Fac surf, cât de tare mănânc porumb. Și acum niște efecte speciale să pară totul mai realistic. Ah. Mamă, ce briză, atât de fain, băieți. Wow, 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 wow. Ei, atenție, un rechin. Urechin? Cât de amuzant arată, Valeriu! Fii atent cum se spate ca urechin! Ei! Stai puțin! De unde știi cum arată Valeriu? Pentru că am lentile de contact. Mă ajută să văd ca și cum aș avea ochelari. Asta înseamnă că până acum ne-ai mințit? Ba nu! Eu am purtat lentile de contact în ultimele 10 minute. Însă voi m-ați mințit în tot acest timp. V-am auzit la ușă cum spuneați că să ne întrecem cine e cel mai bun prieten al lui Adi, face un concurs. Știm, dar am renunțat rapid la această idee pentru că nu ni se părea corect față de tine. Prietenii ar trebui să se ajute între ei și fără challenge-uri. Da, dă-mi porumbul înapoi că i-a dus din Mexic. Ok, ai dreptate, măcar ne-am distrat și am filmat un super episod pentru abonații noștri. Pe care trebuie să-l apreciați cu un like. Da, și dacă nu v-ați abonat, apăsați chiar acum pe butonul de subscribe. Cum v-a fost? Eugen, Adi, Silviu și Valeriu. Ne vedem foarte curând. Mercedes, Benz, Fat, semafoare, portocale. Mâni pe Benz ca în șah, toată noaptea până răsare. Te driblez bun mat ca și fumul la culoare. Mercedes, Benz, Fat, bat cu Nike-ul pe pedale. Mercedes, Benz, Fat, semafoare, portocale. Mâni pe Benz.